În acest articol voi vorbi despre principalele boli ale urechilor la o pisică, otită medie, dermatită, mâncărime, ulcere, eczeme etc. Voi enumera simptomele acestor afecțiuni. Voi da motivele dezvoltării bolii. De ce începe brusc un animal de companie curat și ce să facă? Îți voi spune când trebuie să îi arăți animalului tău veterinar. De ce o pisică sau o pisică își zgârie constant urechile? Dacă un pisoi sau o pisică suferă de disconfort sau durere la nivelul urechii, devin neliniștiți, își înclină capul și se comportă într-un mod neobișnuit. Animalul de companie devine iritabil, nu prea dispus să intre în contact. Bolile urechii pot fi recunoscute prin următoarele simptome. Apariția plăcii abundente în auriculă, un miros neplăcut emană din capul pisicii. Animalul de companie se scarpină în permanență în urechi, uneori îi pieptănă până când apar răni adânci, pisica clătină, periodic din cap, ulcere, mici zgârieturi, erupții cutanate apar pe suprafața urechii și, în cazuri avansate, se aude un zgomot. Oricare dintre aceste simptome indică dezvoltarea unei boli a urechii. Dacă nu începeți tratamentul în timp util, atunci o ciupercă obișnuită poate provoca surditate sau chiar moartea unui animal de companie. Boli ale urechii și tratamente la domiciliu. Bolile urechii sunt împărțite în două grupe, infecțioase și neinfecțioase. Primul grup include prezența unei căpușe subcutanate sau autodectozei. Al doilea grup include dermatită, eczeme, necroză, neoplasme, hematoame, ulcere, otită medie, inflamație, limfoextravasat, acarianul scabiei, autodectoză. Un acarian al urechii sau autodectos schinotis cauzează dezvoltarea unei boli precum autodectoză. Parazitul trăiește în straturile de suprafață ale pielii auriculare, se hrănește cu epiteliul și sângele. Boala este însoțită de mâncărime severă, apariția unei descărcări abundente de culoare maro și întunecată, care are un miros destul de neplăcut și înțepător. Dacă nu este tratată, infecția devine din ce în ce mai profundă și afectează în cele din urmă urechea internă. Autodectoza se transmite cu ușurință de la o pisică bolnavă la una sănătoasă. Boala este tratată cu medicamente antiparazitare pentru urechi, acaromectină, țipam etc. Dermatită și eczeme. Dermatită se dezvoltă adesea pe fundalul unei reacții alergice și este, de asemenea, o consecință a eczemei la nivelul urechilor. În același timp, pe piele apar cruste și răni plângătoare. Eczema și dermatita pot indica prezența paraziților. Cu aceste afecțiuni, pisica are mâncărime severă, descărcare urât-mirositoare se acumulează în ureche. Nici dermatita, nici eczema nu sunt contagioase pentru alte animale de companie. Tratamentul constă în abordarea cauzei principale și tratarea locală a pielii afectate. Necroza auriculară. Cauzele necrozei sunt infecție în rănile de pe auriculă, efect mecanic prelungit asupra urechii, stoarcere sau vătămare gravă, trecerea inflamației purulente din zonele apropiate spre ureche. În zona afectată a urechii, circulația sângelui este perturbată, se descompune țesutul și apoi moartea lor ulterioară. De multe ori această afecțiune este observată la animalele care trăiesc sau merg mult timp în frigul de afară. Cu necroză, se efectuează amputarea completă sau parțială. Neoplasme în auriculă. Neoplasmele pot apărea în urechea pisicii, papiloame sau fibroame benigne, sarcom malign. În timp, acestea cresc și blochează canalul urechii. Dacă există o tumoare în ureche, animalul poate prezenta o lipsă de coordonare. Neoplasmele trebuie îndepărtate chirurgical. Hematom. Un hematom este rezultatul rănirii, mușcăturii, zgârieturilor sau altor impacturi mecanice. În acest caz, urechea dureroasă se umflă, devine fierbinte și roșie. Animalul are dureri severe. Este nervos, clătină din cap, arată pisica ta unui doctor. Veterinarul deschide hematomul, îi îndepărtează conținutul, clătește cavitatea și pune un unguent antibiotic în interior. De obicei se folosește levomecol. Astfel de tratamente se efectuează până când animalul de companie este complet recuperat. Ulcere. Ulcerele urechii unei pisici pot indica o infecție fungică. În acest caz, pe piele apar răni mici,
umplute cu puroi sau cu un lichid gălbui. În timp, au izbucnit, iar în locul lor se formează cruste. Ulcerele nu pot fi tratate cu unguente. Veterinarul trebuie să ia o răzuire din zona afectată și să prescrie un tratament menit să distrugă ciuperca. În primul rând, acestea sunt uscate cu streptocid sub formă de pulbere. Inflamație la nivelul urechilor sau otită medie se numește inflamație în urechi, otita medie. Se poate dezvolta din mai multe motive: acarianul urechii, neoplasm, apă care intră în ureche, traumatism cranian, infecție cu stafilococi sau streptococi. Otita medie a unei pisici sau a unei pisici se manifestă prin mâncărime, producția abundentă de sulf, cu inflamația urechii medii sau interne. Animalul de companie poate avea dureri, apoi clatină constant din cap. Este prezent un exudat purulent. Urechile pisicii miros neplăcut, se încing la atingere. Animalul are adesea febră. Tratați otita medie cu antibiotice, unguente pentru urechi și loțiuni. Limfoextravasate cu această boală, limfa se acumulează sub pielea auriculei. Motivele dezvoltării bolii: impact mecanic, traume, vânătăi, mușcături etc. Limfoextravasatul se dezvoltă lent, în timp ce urechea are o temperatură normală. Tratamentul constă în îndepărtarea limfei cu o seringă. Această procedură trebuie efectuată numai de către un medic veterinar. În cazuri rare, pielea este incizată, apoi cavitatea este curățată temenic și se aplică suturi. Prevenirea. Fiecare proprietar ar trebui să-și examineze în mod regulat urechile pisicii acasă pentru a detecta apariția unei scurgeri abundente, cruste, răni sau alte semne de boală. Dacă animalul de companie începe să scuture din cap, să pieptene viguros urechea sau are febră, acesta este un motiv pentru a consulta un medic veterinar. Afecțiunile urechii fără tratament pot duce la complicații grave. Dacă inflamația se răspândește la urechea internă, animalul poate deveni surd. Multe boli sunt însoțite de mâncărime severă și durere, deci este necesar să începeți tratamentul la timp. Distribuie pe rețelele de socializare